Salut, fecioare! Voi face citirea pentru evenimentul din 25 octombrie, luna nouă și eclipsa de soare, eclipsă parțială de soare, pe care o veți regăsi și la horoscop și, bineînțeles, este un moment important pentru mulți dintre noi. Pentru voi este într-o casă a comunicării, fecioarele, comunicare, comunicare cu apropiații, frați, surori, veri, dar și vecini, călătorii scurte, Fatul tarotului pentru fecioare. O pierdere. Ați avut o pierdere sau veți avea o pierdere? Am putea spune că nu veți putea recupera acești bani din câte observați cum este reprezentat, așa, taurul. Și mercur, taurul în mercur, deci e pus invers cumva această cinciul de monede și florile, după cum le vedeți, cum arată, dar totuși rămân aceste punzulițe care dau speranță. Deci chiar dacă aveți această pierdere, voi sperați să reușiți să faceți față, să vă descurcați. Uh, un 10 de monede care reprezintă bani pe care îi primiți, Bani care vin în familia voastră, vin pentru munca pe care ați desfășurat-o, mercur în fecioară. Voi chiar sunteți fecioare. Poate fi o muncă de comunicare pe care ați făcut-o și primiți acum acești bani Vă dau o stare de bine, puteți poate să acoperiți această pierdere, să vă descurcați. Totul pare să fie benefic pentru voi, și bineînțeles aveți un 5 de băte. 5 de băte de saturn în leu, deci de acea rivalitate, agitația. Fiecare vrea să lupte să câștige mai mult, să realizeze ceva, să-și atingă un scop. Și este ca un fel de rivalitate între persoane care desfășoară aceeași activitate. Vedeți, leu, leu. Persoane care încearcă să atragă, să zicem, mai, multă, mai mulți clienți și această agitație este întotdeauna, să zicem, cu un consum destul de mare de energie, dar și uh, nu arată, de fapt, dacă veți câștiga sau nu. Să vedem ce spun și runele. Am să le pun așa. Runele pentru pecioare. eclipsa de soare, luna nouă. Pentru voi, casa comunicării. Asta e. Dacă vă uitați aici, este un aspect destul de negativ. Chiar mă gândeam că tot să iasă bine, până acum la toate celelalte zodi a fost super. Aici nu prea este așa. Aveți aici persoane care s-au implicat uh, prin a vă face tot felul de oferte și eu mă gândesc că ați intrat în această capcană, fiindcă mi-apare aici, n-ați avut noroc? Și a fost un, o capcană, de fapt. A vrut să vă păcălească, să vă fure. Deci v-a făcut o ofertă care nu era viabilă, ceva care nu era să vă aducă într-o stare benefică. Sau o persoană care v-a arătat iubirea, a arătat interes pentru voi și, de fapt, ascundea lucruri. Aici... Căldura sufletească, deci tot ceea ce vi s-a oferit, trebuia să refuzați, dar s-ar părea că n-ați refuzat. Aici o căldură sufletească la care ați sperat, dar de fapt v-ați trezit cu o aventură și acea aventură v-a lăsat un gust atât amar, dar în primul rând v-ați gândit că este cazul să vă urmați drumul vostru având în vedere această situație, să știți cum spune omul, nu am avut noroc. Și într-adevăr n-ați avut noroc să observați această situație în care sunteți. Și bineînțeles, aceste persoane care, așa cum am spus, au urmărit, adică v-au avut în vizor din prima. Nu întâmplător v-a făcut oferta, nu întâmplător această persoană v-a arătat sentimentele, v-a arătat iubirea și, de fapt, nu avea nimic pentru voi. Totul era un secret, un secret pe care s-ar putea să-l aflați acum, fiindcă în Scorpion, în eclipsa, ne poate aduce răsturnări de situații. Uh, cum să spun, uh, uh, să aflăm secrete, să mistere, să dezlușim, deci uh, lucruri ascunse, și toate acestea uh, am putea spune că v-au dat o stare de cădere de vitalitate, o stare de nemulțumire, de pierdere, de eșec, de pierdere chiar am zice aici. Cele două pierderi, dacă le luăm, ne gândim că chiar poate să reprezinte și o pierdere de bani. Adică nu ați fost atât de vigilenți să vă dați seama, nu ați putut să vă folosiți gândirea, ideile, intuiția și ați fost cumva păcăliți într-o afacere, în ceva și acum trebuie să înțelegeți că ați fost păcăliți, mințiți, trădați și să vă urmați drumul. Să Înțelegeți că această situație rămâne așa înghețată. Nu puteți să o deblocați, fiindcă aici aveți o rună care arată grindina, deci o situație care este efectiv fărâmițată, orice inițiativă a voastră, orice încercare din partea voastră, nu va duce decât o fărâmițare a problemelor și o înghețare a lor. Și aici o lună care arată că totuși aveți această tărie de caracter sau, cum să spun, forță interioară care să vă dea posibilitatea să vă fixați un scop fiindcă îl veți atinge. Adică fixați-vă un scop acum la luna nouă, la eclipsa de soare parțială și veți reuși în câteva luni de zile să vă atingeți acel scop, să ajungeți unde v-ați dorit. Și aici e o rună care arată victoria. Reușita. Vitalitate bună, energie bună, o refacere a voastră după această situație extrem de negativă, cele două rune, așa cum am spus aceasta, fixați-vă un scop, Fiindcă veți reuși să vă atingeți acel scop legat de uh, comunicare. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.